Mihai Nenciu și Nicu Rotaru au dus steagul tricolor pe vârful Kilimanjaro la 5.895 de metri. Uera, uera, uera! Siamo buona! Abari, gari! Nduri sana! Wageni! Wakaribisho! Kilimanjaro! Hakuna matata! Am plecat din zona ecuatorială, am trecut prin pădurea ecuatorială două zile, după trei zile am ajuns în zona de deșert alpin și în cinci zile eram în zona de ghețar. Adică am trecut de la plus 30 de grade undeva la minus 20 de grade într-o săptămână. Toată ziua aveai hainele umede, iar noaptea temperatura scădea undeva sub 0 grade, iar corpul resimțea din plin treaba asta, pentru că noaptea se făcea la cort. Au fost 7 zile și 6 nopți de efort continuu. Recunosc că această expediție a fost însă de departe cea mai grea, pentru că i-a ținut departe de familie. Cel mai greu mi s-a părut faptul că am fost departe de familie, departe de prieteni, în perioada sărbătorilor. Ascensiunea în sine a fost dificilă, dar ne așteptam la acest lucru. Din toată expediția pot să spun că cel mai greu moment a fost ultima zi, ziua de vârf, în momentul în care a trebuit la ora 11:30 noaptea să ne trezim pentru a ne pregăti echipamentul. Expediția pe continentul negru le-a oferit însă și ocazia să interacționeze cu populația africană. Au învățat cum să prepare cafeaua în stil tradițional. Vorbim de o așezare care avea o cultură și o tradiție în culesul și în prepararea cafelei. Am asistat la toate etapele, culesul propriu-zis, măcinarea propriu-zisă, separarea bobului de coajă, după aceea îl lăsau la soare, după care erau alese boabele care nu erau, care prezentau impurități, prăjitul cafelei. La și care trebuie să țin, să vă spun că am participat efectiv, am pus cu mâinile noastre mâna în vasul în care s-a prăjit și am prăjit cafeaua, apoi după ce s-a prăjit cafeaua, am luat pe rând și am și măcinat-o. După Everest, Elbrus și Kilimanjaro, anul acesta, cei doi temerari vor să atingă alte trei ținte, cele mai înalte vârfuri din America de Sud, America de Nord și Australia.